Eu am dat 5 stele la Uber, da și voi subscribe. Mirica pleacă la muncă. Adios. La Dumnezeu. Te-am pupat, Mirica. Ceau, Virgil, pa. Pa. Stau eu aici? Vrei să stai tu aici? Da, mă, sui. Sui. Să bag pula în ei de ochelari. Zice aici, nu? Ai dat record? Eu nu dat asta. Da, merge. Un minut de... Așa. Un minut? Da, mă. My God, bă, trece. Aproape am terminat. Gata, mă. Da. Mai ceva ce ați mai făcut? Mai aveți ceva de zis? Ce mic sunt să-mi bag pula. Asta, asta, asta e ciudat. Te vezi acolo. Gata, hai noroc, să trești. Sănătate. Nu, bine. Asta a fost și bătutul de palme. Aveam și boală, aveam și cafea. Mersi să aduc cafea, mă? Eu n-am băut ieri cafea, cred că am devenit dependent de cafea. Adică cred, sigur. Îmi place foarte mult gustul de cafea. Și ieri n-am băut, că am plecat dimineața. Dacă, bă, am avut ieri o zi atât de proastă, încât la final a fost bună. Ați avut vreodată chestia asta? Am avut o zi care m-a dat peste cap atât de mult, încât mi-am recalculat toată viața. Că știi că mâine nu mai are cum să fie așa de rău. Parcă. Nu, dar mi-a dat și încredere, adică și tu pe că mâine o să fie bine, adică da, exact, și azi m-am trezit super tare. Că dacă a fost deja rău, băga mi-aș plăne în ambulanță. Da, mă, ce-am făcut? V-am zis, m-am... Mi-a luat concediu medical la muncă. A, tu ești liberat, mă? A? Ești liberat? Nu, eu intru într-o oră la muncă. A, doar ce ai spus. Da. Mi-a luat concediu medical acum vreo 2 săptămâni. Mi l-a dat doamna doctor, medicul de familie, m-am dus la muncă. La muncă, ăștia lucrează cu o altă firmă de DHR. Care se ocupă cu salariul concedii, care e cea mai mare căcănărie în papula, că n-ai cu cine să te cerți, efectiv. Și... Păi, și de asta au vrut să scape. Da, categoric. Să externalizeze așa. Și m-am dus, le-am dus concediu medical, legal, frumos, cum se face. Și apoi, după câteva zile, mi l-au dat înapoi că, domne, n-au o parafă. De ce trebuie să moară oameni când tragem noi podcast? Mi l-au dat înapoi că n-are o parafă undeva acolo. El avea parafa unde scrie pe concediu medical de la CNAS, unde scrie parafa. Și ei mai cereau într-un chenar unde scrie data, semnătură și ștampilă, unde doctorul mi-a pus data, semnătură și ștampilă, mi-au cerut și parafa acolo. Și m-au trimis înapoi la dragul praznic. Acasă. Da, m-au trimis înapoi acasă. Bă, dar nimic, mă. Bă, și-am venit așa cu chef să-ți bagi pula. Gata, l-am dat pe silent. Da, mă. Și asta e. Și m-au pus pe drumuri că cineva undeva n-are chef să muncească, că doctorul mi-a dat concediu medical cum se face, doar că ăia de la firma respectivă vor ei ceva, o chichiță în plus. Și acum trebuie să te duci? Sau păi m-am dus ieri toată ziua, m-am frecat că era ultima zi în care puteam să-mi fac concediu medical, că altfel trebuia să-mi iau liber din concediu meu pentru zilele alea. Și practic, știi cum a fost? Ca și cum mi-au respins o cerere. La care am pus data la dată, semnătura la semnătură și ei mi-au răspuns-o pentru că n-am pus semnătura la dată. Efectiv asta s-a întâmplat, știi? Deci, ok, ai data unde scrie data, ai semnătura unde scrie semnătură, dar de ce n-ai semnătura unde scrie dată? Păi, pula mea! Da, mă, mai sunt formulare în alea de trebuie să semnezi pe fiecare pagină. Păi, ce enervante sala. Și nici măcar, gen, nu au liniuțe din aia ca să știi că, bă, acolo te gândești că urmează o semnătură. Nu, da. Trebuie să semnezi pe fiecare pagină oriunde, că așa trebuie să... Da. Bă, pe mine ce mai tare în infrastructură, am fost acum să-mi schimb buletinul și... Cred că infrastructură nu e cuvântul care trebuie aici, da, e ok, înțeleg. Infrastructură nu e asta cu drumuri, cu pula mea? Nu neapărat, infrastructură... Asta e birocrație mai mult. Da, ai dreptate. Bine, mi-a plăcut că ai început așa, pe încercat. Siguranță. Deci am... Da, așa. Pula mea, Virgil. Așa, am fost în schimb buletinul și am zis că eu nu mă mai întorc încă o dată în Severin ca să-l și ridic. Și am făcut, a trebuit să merg cu maica mea la notar, să o împuternicesc pe ea să-mi ia buletinul. Ceea ce în afară de faptul costă 40 de lei strict pentru nimic, e o foaie clasică, lasă-mă, da. Leacu, câștigă notarii de rup. Bă, băiatule,
te simți ca nehomediu, mă, mâncați aș gura. Asta mă deranjează. Bă, deci cuvintele alea pompoase de trebuie să le scrii acolo. Da, eu nu știu cine îmi puternicesc, prea slăvita mea mamă care mi-a dat naștere. Bă, băiatule, mi se pare. Bă, serios, nu e, dar nu se poate așa ceva. Trebuie să te tai în palmă să pui acolo. Exact, exact. Bă, și explică-mi și mie, te rog frumos, că nu e ca și când asta ajunge la un judecător sau whatever unde trebuie să ajungă și ăla e foarte, oh, dar ce cuvinte. Nu, căcat, și aia sătui. Aia, știu unde e poziția numelui meu, unde e poziția numai și gata, am dau aia. Exact. Nu o să fie nimeni. Păi, dar cât de frumos a vorbit aici. Bă, asta, așa că de ce mai există chestia asta? Știi că, adică din ce știu eu, că este un număr fix de notar, gen nu poți să te faci notar că vrei tu. Da. Trebuie să iasă altul din piață ca să poți să devii tu. Da, m-am și notar. Asta. Ce? E mafie. Ce mafie, bă, exact. Bă, având în vedere că se învârt o grămadă de bani pe nimicuri, normal că e mafie. Asta, 40 de lei pe cerere asta, dacă nu schimbă buletinul ca mine, că sunt studenți și asta e vârsta la care trebuie să schimbi buletinul. Bă, sunt atâtea chestii pe care nu le știi, că nu te lovești de ele și apoi abia când le experimentezi, dai seama, dă-te-mi pula mea, bă, ce se întâmplă. Ce mizerie, da. Și lucrând, doar dacă ajungi să lucrezi, de exemplu, într-o... De exemplu, eu când am lucrat în restaurant, mi-am dat seama cât de mizerabilă e treaba asta, tot ce e în spate. Da, așa, te duci, mănânci, pare tot ok, dar când treci de cortină, când treci în spate, vezi așa ce se întâmplă și asta e în orice business. Da, cred că toți am lucrat sau lucrăm într-o chestie asta. Probabil, atât de mult mi-a plăcut la specialul lui Ellen, că a zis ea la un moment dat că crede că oricine din lumea asta ar trebui să lucreze la un moment dat, să servească la mese sau să chestii. Și eram, bă, da, așa e. După ce am lucrat 9 luni la Rompetrol. Ospitalitate din astea, da. Mm-hmm. Să lucrezi așa cu oameni, să vezi că de... Te faci pe tine un om mai ok. Bă, da. Poate cred că cea mai mare lecție de viață transmisă pe cale verbală pe care am primit-o vreodată e, am venit la un dat din Severin în București cu BlaBlaCar. Și mă rog, povestea e mult mai fanică. Gen scria ăla care Mercedes din 2017 și a înscandalovitura. Și Mercedes din 2017, n-am știut că înseamnă un Mercedes chel care de fapt e dubă și ăla transporta brânză în pula mea. Am fost și eu la Iași cu duba care ducea colete de la EMAG. Tot Mercedes. Așa, și ce voiam să zic e că tipul ăla era din Ferentari. Mega trecut prin viață, bă, dar la modul ăla whatever. Și nici nu mergeam de 20 de kilometri cu el și a întrebat că, auzi, nu știu dacă e aiurea să întreb, dar tu ai fost la curve. De 20 de kilometri după, bă, mi-a povestit câteva chestii din viața lui absolut senzaționale, pentru că ți-am zis, bă, să nu te cunoști cu noi, mi-a spus că la un dat vorbeam despre viața sexuală și că el și-a început viața sexuală la 13 ani și că nici măcar n-a vrut, că gen el stătea în pat și a venit vărusul cu una și o futea pe aia în cameră și... După vărusul a zis că hai mai nimic, rândul tău. Nu vrei să și aia a început să plângă și căcaturi și vărusul i-a obligat. Ce era? What the fuck? A început să plângă. A, că voia da, să... Da, aia, că aia zicea, bă, nu, eu nu fac așa ceva. Și ăla taci fă și nu știu ce fac. Că a început să el. Plângă că ăsta nu voia, ăsta mic și era... Da, mă, s-a simțit respinsă. Pauză de... Da. Da, mă. Și cea mai interesantă poveste în toată chestia asta mi s-a părut... El era furnizor pentru Carrefour de brânzeturi de lactate și whatever. El asta transporta într-una. Și spunea că efectiv cum nu fac față patronii pentru că au puține mașini și bla bla bla, e brânză care expiră, ei șoferii trebuie să schimbe alea de data de expirare, să pună data mai proaspătă. Deci ia de la brânza care e mai proaspătă data și o pune acolo și tot așa e un ciclu din ăsta într-una, știi? De la cei mai nou pui la cei mai vechi ca să nu să rămâi într-una cu marfă. Bă, și mi se părea atât de Jesus Christ, să probabil nici nu vrea nimeni să-și ia responsabilitatea asta și o pune pe cel mai pulime să facă exact, munca aia, nu, ca la să care fie ușor de scăpat de el. De care poate să scăpa mai ușor. Bă, știi ce mă gândeam asta că ziceai tu că te cunoșteai cu el de 20 de minute sau o chestie din asta. Tocmai de asta ai putut să vorbiți exact. Cu lucrurile astea. Da, că sunt asta. Oamenii, gen, le ții în tine așa că nu vrei să vorbești cu care te vezi în fiecare zi și ai confortul ăla de a vorbi cu un străin. Gen de asta, bă, să mergi la terapie sau pula mea, e aceeași chestie. Pe principiu ăsta mi se pare stand-up-ul. Sunt mult mai și ok. Asta. De ce cu un prieten nu am prieten, dar... Chestia că la stand-up mai ai și stratul ăsta de, bă, glumeam. Și nu știi ce a fost glumă și nu, ce... Nu, stai, nu, mă refer stand-up-ul, dar raportat la alții și prost. Că te-ai simțit la fel de oribil dacă ai prieteni care te vezi zilnic față de cu niște necunoscuți. Da. Sau cu alți comedianți amatori care înțeleg... Dar totuși e... Cât de cât e șansa să ajungă la niște urechi cunoscute. Ce spui pe scenă? Și nu dai poate tot ce
ce e cel mai intim, așa, parcă da, tot da, da, da. E un filtru pe care îl păstrezi. Dar așa când mergi cu BlaBlaCar, cu unul pe care nu o să-l mai vezi în viața ta, da. Vorbești tot ce vrea cu pula ta. Mm-hmm. Și poți să ai libertatea ori să fii cine vrei tu, să-ți creezi un personaj să pare așa normal, retard, normal. Ori să fii super sincer. Ați făcut vreodată chestia asta? Da. Bă, am făcut. Da? Am făcut, am mâncat căcat, da. E mișto, mă. La un BlaBlaCar spre Sibiu am fost student la medicină. Bă, eu am mai făcut, gen, nu neapărat că inventam căcaturi, doar că mi-asumam poveștile altora. A, da. General nu mai, bă, da, a, am și eu un văr care nu știu ce, furat de pe carduri prin Anglia. Mm-hmm. Gen, știu oamenii aia, dar nu e văr, mi s-a pula mea. Da, sau mai, că e și greu, bă, să dai o poveste fiind altcuiva. E foarte greu să o dai, că trebuie să mai dai niște detalii. Ah, că băiatul ăla era cu nu știu cine, da. Cu mai bine ți-o asum tu și o dai direct multe, și da, 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 multe cuvinte la care poți să scapi. Da. Bă, veneam acum în coace. Mi-e și foame, n-am mâncat nimic azi. Și la fel. Se vede pula. La fel, la mine. Se vede. Nici eu n-am mâncat. Serios, ai mâncat? Nu, serios. Mai ce zic? Bă, erau aici pe balustrada asta venind de la Unirii. Ai știu că sunt trei autobuze pe care poți să le iau încoace, l-am luat pe ăla care a făcut stânga, băga mea și pula, că am mai mers o stație pe jos. Bă, și erau niște băieți, nu știu dacă erau undeva între boschetari și muncitori ocazional din ăștia, pe balustradă, și mâncau pe niște ziare, bă, mi-am făcut o poftă, niște ouă decojite, da, cu parizer, cu nu știu, hai de pula mea, ce bă, poftă. Bă, dar eu când mergeam la țară, la cules de porumb și chestii, la muzi, super, bă, mâncare, masa aia e cea mai mișto. Masa aia care e, da, cu bogoșari, da, cu din și alea. Nu contează, ai o goangă pusă pe roșie, dai goanga, mănânci, ai un singur pahar pe care dați fiecare o șașată, așa. Mai aveam câte unul care lua sticla, o sticlă din asta de tărie în buzunar. Da, și mai pe la jumatea rândului mai dădea câte unul, da, ăla, normal. Ce să ai chem de muncă. Ce normal, mă, eu nu pot să înțeleg asta. Și e fain. Cum, mă? Bă, la 11, mai ales dacă ai o muncă de a plecat. Nu, când culegi porumb, când asta, șeți, okay. Din picioare, povești lucruri din da, astea, da, bă, da, asta îmi plăceam. Bă, și cum țipă, da. Foarte, bă, dar stai, mă, puțin, știi care e problema la chestiile astea? Că e ceva foarte... Asta e o imagine foarte frumos, poetică, colorată, așa, pe care o spunem, dar nu e așa. Bă, dacă te duci odată la foarte puțin, gen dacă nu ai munca, dacă te duci, eu cum mă duceam satelit, era bunicul, zicea că, bă, dacă vii să ne aduci mâncare sau o chestie în asta, mă duceam la mai menajat. Și mă stăteam până seara. Și îmi plăcea să fac partener, dar știam că pot să plec când vreau, nu, da, nu, dar, uite, eram la număr acolo, zici că... La cules de struguri sau la chestii când mergeam, fucking hell, m-am amurat toată viața mea chestia asta. Da. Uite și la struguri, eu aveam puțin, adică aveau ai mei. Nu știu, să zic că terminai în 3 ore de culă struguri. Și era fain, era așa de cu neamuri, cu lucruri din astea. Și seara mâncam gogoși și asta îmi plăcea. Bă, și bârfe și glumele alea proaste la care da. Râdea lumea așa cu poftă. De acolo așa, cred că ți-a venit pofta de stand-up. Da, mă, dacă eu vorbeam la 11 ani când... Luai cuvântul. Era, bă, puteți să stingeți un pic luminile. Dați un pic luminile mai jos ca să fie mai... Doamne, niște ulete mână. Bună seara, sunt... Eu sunt Dragoș. Da, mă, plus că eu nu pot să găsești zilieri treji. Adică oamenii care nu consumă alcool până în 12, cred că au joburi. Da, sau... Da, sunt foarte curios la chestia asta cu zilierii. Oare există contracte? Măcar pentru unii dintre ei ar trebui să existe, nu? Măcar da. Pentru unii. Cum am, că așa e ilegal. La țară? Ilegal. Dar nu la țară, nu, nu, pe aici. Că sunt zilieri în construcții, nu urma de chestii. Ăștia luați cu microbuzul și aduci pe șantier și când vine cineva în inspecție sar pe geamuri pe acolo. A, da? Da, am mai auzit. Dar așa e și în străinătate, de multe ori se întâmplă asta, adică mulți lucrează la negru. Dar și la noi e la fel, în industrii din astea, la limita legalității, la negru. Că altfel, dacă ar fi totul în legalitate, nici nu ar fi afacerea profitabilă. Normal. Sau ar fi profitabilă, dar s-ar scumpi totul. Da. Nu știu cu cât mai merge zi și nu ești plătit bine, mă, asta e partea proastă. Bă, de ce zici? La țară cred că e 60 de lei și, mă, mâncare, băutură, țigări. Și na, la țară unde consum puțin. Bă, dar e incredibil că sunt oamenii aia care, la care te duci, că știi că-s câțiva care zilieri satului. Da. Și te duci la ei și-s mereu... Pe prispă, mă, așteaptă. Da, mereu, așa, așa te contracte, da. Pregătiți-vă. Așteaptă scouting. Bă, frate, am visat azi noapte că am rămas știrb, că nu mai aveam dinții din față.
Și fucking hell cât de oribil a fost. Adică la modul că cât de ciudat râdeam. Dar și făceai comuie. Nu, dar mă gândeam la chestia asta. Bă, mi se pare incredibil cât preț s-a pus pe dinți și sunt foarte curios cum s-a ajuns la chestia asta. Că uite, spre exemplu, dacă ești orb, dacă n-ai un ochi, nu ți-e așa jenă. N-are cum să fie așa jenă, dar la chestia asta cu dinții, mamă, mi se pare că inhibă pe toată lumea. Toată lumea nu știe cum să se ascundă. Da. Și nu înțeleg de ce dinții, de ce s-a ajuns atât de mult să se pună preț. Probabil că tot au zâmbet perfect, înțeleg, dar până la urmă, de ce? Bă, păi la dinți mai poți să faci ceva, adică ai șanse, dacă ai un, nu vezi cu un ochi, pula mea, cam aia e. Așa, la dinți ai putea să dai puțin din coate ca să-ți faci ok estetici. Bă, dacă ești foarte bogat. Că e foarte important estetica, în general. Gen, bă, dintre toate simțurile, general. Văzul e foarte important, că toți vrem să arătăm bine și pula mea. Așa, dacă n-ai ochi, deja nu mai vezi cum arăți fără ochi. Are pula, așa dinții se văd. Pe de altă parte, gândește că vezi o fată fără dinți, că te gândești că tu acolo ar trebui să bagi chestii. Limbă. Fucking hell, what the fuck? Păi trebuie să te iei limba în gură cu ea. Gândește că trebuie să vorbim, deci trebuie să dai printre gingiile alea. Când se schimbau dinții când eram mai mici. Și ce senzație era când simțeai gingia direct așa pe limba. Bă, ce ciudat era să joci pe ceamnă. Era un pic așa. Îți făcea antrenamentul pentru dat limbi în pistă un pic. Că se simțea așa. Nu? Jesus! Doamne, Virgil, bă, băiatule, le pocnești câteodată. Ce, mă, te rușinează limbi în pistă? Nu, nu. Așa, și mai am un subiect care e foarte important. Neștiind că ăsta denaturează la limbi în pistă. Și anume, au fost foarte drăguți oamenii după ce am vorbit de chestia aia cu follow. Nu știu, am primit foarte mulți followeri. Ah, da, și eu. Așa, dar ce voiam să zic? Bă, foarte multe fete și nu e ca și când eu sunt vreun armăsar și eram foarte curios. Da, de ce sunt atât de multe fete? Că în general știu că procentul e destul de mic. În principiu, probabil că fetele dau și mult mai ușor follow decât băieții, mă gândesc, că ar fi unul dintre motive. Dar celălalt, pentru că avem pe Luiza sau pentru că l-avem pe Mirica? Nu, pentru că tu faci stand-up. Mie mi se pare ba că... Da. Man, păi da, și Teo, da. Viu și Costel fac și au procentul mic. De ce? De fete. La ei e mai greu de ajuns decât la tine. Da, tu ești mai... Bă, nu, mi se pare că gen eu, și mie pe mine m-a surprins treaba asta, că sunt multe fete. Ai pe grup, da. Mai ales, când văd așa în comentarii. Și acum parcă văd altfel, o iau de bună când auzeam asta, că o fată că zice că apreciez la un băiat simțul umorului și pula mea. Până acum credeam că e așa, mai mult de să o zici acolo la număr. Dar mi se pare că chiar contează, mă. Bă. Acum îmi dau seama, realizez, chiar contează. Că sunt mulți triști, nu triști, că triști suntem și noi. Mi vine foarte greu să cred că... Eu fiind foarte amuzant în general, eu nu înțeleg ce înseamnă... Cum să apreciez la un băiat simțul umorului? Că mi se pare că în proporție, cred că de 95% mai fac ceva glume. Sunt, da. Eu nu prea pot să concep un cuplu în care să nu existe o bășcălie, ceva. Da. Mi se pare incredibil. Da, sunt ai văzut, glume și glume, mă. Ai văzut specialul lui Jim Norton, ăla din 2014-2015? Le-a întrebat pe aia din public, gen, ce apreciați la un bărbat și a strigat una, că simțul umorului și chestii. Și era mă, uite, eu fac stand-up. Singura șansă să fut prin stand-up e dacă mai e unul care face așa, doar că nu e amuzant. E unul care arată ca mine, doar că fără glume. Aia e singura șansă să fut cu simțul umorului. Dar nu e mă de simțul umorului, e faptul că tu te urci pe scenă cu microfonul în mână, cu reflectoarele pe tine în fața la 100 de oameni. Ai mai mare adică crești în statut, ai tu pe o, ai încredere în tine, ești cineva, adică faci o chestie pe care nu fac mulți alții. Da. Alții fac sala Palatului. Ți-am zis, mi se pare că doar procentul nostru e mai mare. Bă, decât ar fi în general. Eu acum nu vorbesc despre și ce. Și pe aia urmăresc, mă. Nu, probabil nu păi, și pe ei urmăresc femei de 30, 31, 32 de ani. Păi da, mă, dar în statistici la YouTube nu e așa. Spuneau la un dat că 8% sau chestii. Noi, cât avem? Ai idee? Abar, nu mă uit pe statisticile din YouTube. Doar ce văd în comentarii la grupul de Facebook. Ce mi-a făcut o impresie. Da. Și poate nu avem dreptate când spunem așa. Bă, Mirica, tu zici când terminam. Că și eu eram... A, nu, n-am nicio problemă. Da. Dar că și eu eram, eram frumos și înainte să fac stand-up. Dar după ce am început să fac stand-up, clar au crescut numărul de urmăritori. Și feminin și masculin, da? Da. E mai mult chestia asta. Mamă, cred că cea mai mare problemă la podcastul de-l facem noi acum e faptul că o să-l pupe lumea în pulă pe drecea. Deci e inevitabil. A, că noi suntem... Da, în comentarii, frate, unde-i Drăcea? Bă,
A, la ăsta de acum? Da, da, da. Bă, nu știu, că mi se pare că e altă, eu și mă gândeam venind încoace, că e altă rasă de podcast în asta? Formula asta decât cu Victor și cu Drăcea, că ea acaparează de multe ori discuția și eu nici eu și nici voi, mi se pare, și nici Luiza, nu suntem genul care să intrăm peste, când spui o poveste, să intri peste el ca ai tu ceva de spus. Și mai ales când sunt amândoi, e bouncing-ul ăsta între ei doi foarte mult. Da. Și acum noi suntem mai așa, mai... Noi ne ascultăm unul pe altul? Da. Nu ne întrerupem? Bă, pe undeva. Da, pe acolo. Da. Da, suntem mai mild, așa. Nu avem energia aia. Personalitate, exact. Da, da, e... da. Și nici n-am chevo sau... Exact. Bă, așa mă simt, să-mi văd picioarele, așa mă simt ca... personalitate, așa, nu. Am așa pornit la mod, bă, dar și eu pot să fiu pe energie, și eu pot să fac glume, bă. Dar, exact. Man, n-am niciun chef, m-ar obosi în primele 5-10 minute. Eu m-am acceptat că-s așa, gen, din totdeauna. De când mi-am dat seama, așa, că e ceva în spiritul ăsta de a face glume, mi-am dat seama că-s așa, pe comentarii, de stat într-un colț, observat și comentat pe mașina ce se întâmplă, dar nu de băgat în mijloc și... a tras audiența în jurul meu, știi? Mm-hmm. Gen, stat așa și comenta cu ăștia de pe lângă mine. Băgai un topper sau mai adăugai exact, ceva. Așa am fost gen tot timpul și cred că de-aia asta e unul dintre motivele pentru care fac stand-up acum, că niciodată n-am fost eu pe ăla în jumate care să zică o poveste sau chestii. Sau pula mea, întotdeauna eram pe margine sau mai comentam sau doar ascultam sau chestii. Dar stai puțin că vreau să zic și eu. Zis povești așa, dar în spațiu restrâns și când ești pe scenă cu microfon, nu pare că gen eu văd publicul ca o persoană la care îi zic o poveste. Mm-hmm. Așa, dacă nu ar fi reflectoarele pe mine, gen să fiu așa într-un spațiu deschis cu mulți oameni, nu mai e aceeași chestie. Am făcut-o singură dată, de două ori, într-un loc în care nu mi se părea potrivit de stand-up, gen vedeam toată sala și nu s-a simțit, m-a lovit realitatea momentului așa și nu mai era aceeași chestie. Ieri a fost seama pentru prima dată pe scenă. Și a fost pentru prima dată când am realizat atât de clar exact ce ziceați și voi, chestia asta de poveste. Nu e ieșit bine. Dar bă, dar atât de tare am văzut un bobonete în el. Pentru că bobonete e la nivelul la care pare că căcat, că e foarte natural și că vorbește ca la șpriț, mm-hmm, știi? Da, atât de tare am realizat un bobonete în el. Dar el clar... Băi, îl vedeam în grupul lui de prieteni cum povestește câte ceva sau cum îi spune cineva, spune tu aia că tu zici bine, da, știi? Da. Atât de tare am văzut chestia asta și a luat așa un șut în coaie. Oh. Bă, dacă ai idee, bă, dar niciodată nu mi s-a întâmplat să văd atât de clar că, frate, da. Bă, tu crezi că bobonete e ușor. Crezi că doar doi oameni au talentul lui bobonete în țară, bobonete și tu. Ce, bă, eu nu pot să le indic pe scenă și... Da, la chestia asta mi se pare... Că zici că tu așa ești tu și că ai început să accepti chestia asta, mi se pare unul dintre pașii importanți în stand-up. Că eu vreo un an și ceva de zile, un an jumate de zile, nu știam cum să lucrez. Că mă uitam la ăla și vedeam ăla e amuzant și încercam, vreau să fiu așa sau așa sau așa și e clar că n-am cum să fiu, așa că nu sunt așa. A, de-aia în primul an jumate ți-a ieșit. Da. Acum bravo, Mirica, că ți-ai găsit stilul. Și la cine te-ai oprit până la urmă? La mine. Am avut ultimul show vinerea trecută, a fost atât de oribil, atât de nașpa, la 99 a fost. Ce am trăit sindrom? Știi ce sindrom e asta? Sindromul show-ului reușit de la niște oameni. Da. Deci eu când am urcat sâmbătă, era distrug, fratele. Da. Băi, eu am avut de click, la mine a fost invers, gen după episodul Brăila, când am fost cu Raul atunci. După aia, atunci ați ieșit prost. Mi-a ieșit prost. Nu am reușit să controlez sala, că am urcat primul și m-au distrus aia de la o masă, de țipau ca disperații, vorbeau între ei. Și nu m-am băgat, n-am știut ce să fac în momentul ăla și am dus-o așa peste ei. Da. Eu mi-am făcut minutele și am plecat. Și bă, după asta am avut așa o relaxare de fiecare dată când am urcat pe scenă și m-am simțit mulțumit de fiecare dată de când am coborât de atunci. Da. Și e important bumping-ul ăsta. Da, clar. E singura chestie te formează. Mm-hmm. Adevărat. Da. Da, încă o chestie pentru care fac stand-up e să înveți să nu-ți pese de părerea oamenilor.
Și da, în momentul în care dai bumping și o dată, de două ori, de trei ori, căcat, e nașpa, e nașpa la început, dar după aia nici nu prea îți mai pasă, accept, eu abia aștept să îmi iasă nașpa. Am văzut la, zicea Ari Shafir, care încă nu mi-a ieșit. I-a zis Bobby Lee că trebuie să, trebuie să o dai rău de 100 de ori ca să devii un stand-up comedian ca lumea. Și și-a făcut un panou acasă și de fiecare dată când se întoarce după un show prost mai trage o linie. Și până ajunge la 100 ca să își contabilizeze asta cât, cât ia să ajungă un comedian bun. A, nu știu, și apoi după 100 de chestii parcă îți dă așa un cred în tine. Gata, da, gata. Te eliberezi așa parcă după, după o seară proastă. Eu aici fumez țigări rulate, bă, nu... Am vrut, bă, de când rulez țigări am redescoperit bucuria fumatului. Serios? Bă, e minunat, e aromat, e frumos, îmi place, nu mai pot să fumez. Am fumat acum vreo două zile țigări la pachet și e tot uscat și necăcios și nașpa și... Jesus, am înțeles niciodată oamenii ca tine. De ce, mă? Mi se par ok alea. Astea? De ce? Îmi plac, ce vrei să zic? A, ca gust așa, nu ca... craft. Da, a, așa ca și craft mi se pare foarte boem, dar... Da, da. Da, bă, și am revenit la... la vechiul eu. Înainte de... m-am enervat, era atât de tare încât nu mai trebuie droguri, nu mai trebuie FIFA, nu mai trebuie nimic. A, a întrebat cineva în comentarii dacă joacă FIFA. Eu joc FIFA. Dar... acum am lăsat-o un pic mai moale. Dacă mai de ce, rupeai? Ce? Rupeai în continuare? Cu nu, eram... Da, m-am lăsat toată și acum am luat iar vreo 3 săptămâni în care numai asta făceam. Și nu e ok. Nu. Și acum doar mai am aplicația pe telefon în care mai fac tranzacții, mai alea, mai crezi niște bani că o să vină acum o promoție. Sunt atât de deștept făcute, bă, jocurile astea, adică psihologii de lucrează la ele. Oh, man, știi cum sunt? Da, bă, te spun. Fac în așa fel oamenii ăștia de la Electronic Arts. Jesus. Stai, gata. Nu, dar e o teorie a conspirației și cred că e adevărat, mai ales pe Reddit și oamenii care joacă FIFA. Așa, de la Electronic Arts umblă la scripturi la joc și în joc la jucătorii tăi care ca să joace mai prost, ca să mai să dea dampulea minge. Serios, astfel încât să te enerveze, man. Sunt scriptate, se vede clar, adică dacă joci mai multe jocuri, poți să faci diferența între între ele. Și sunt scriptate în așa fel încât să te enervezi, să crezi că din cauza că ai tu jucătorii proști, astfel încât să bagi bani a cumpăra pachete. Și e deschis, ca să deschizi un pachet decent, considerat decent, e 50 de lei. Care e foarte mult și nu pică nimic. Sunt oameni care au băgat 10.000 de dolari și normal, pula. Și nimic, bă, frate. Și te lucrează foarte tare la... Da. Că și eu am avut și pe mine m-a disperat în așa că mă uitam să văd cât bani mai am pe card. Dacă merită. Și am zis, nu e ok. N-ai băgat niciun ban până acum? Niciun ban și nici n-am de gând, bă, să le dau. Bă, tu ai noroc că ai comedia, mă. Că alții nu au asta. Da. Gen, tu îți dai seama că, bă, e doar un hobby așa, ocazional, da. Și pula mea. Adică ai înspre ce să te muți. Ca... să-ți ocupi mintea. Adică nivelul de pasiune e mai mare în comedie decât în FIFA și automat nu simt nevoia. Alții când pleacă de la muncă atât au și îți bagă toată energia în treaba asta. Bă, dar sincer, pe de altă parte, eu nu prea îi contez pe ei. Adică decât să bagi la păcănele și la căcaturi, eu tot cred. Câteodată poți să o duci în pasiune și să o faci fain. Gen, dacă o duci la nivel de să-ți faci... Professional streamer, da. Da. Streamer, chestii din astea. Gen să ai și comunitatea la, ta și la dacă ești professional streamer la FIFA, n-ai voie să zici nimic rău de pe Electronic Arts că te banează din competiții. S-a întâmplat chestia asta cu două săptămâni, l-au banat pe un jucător profesionist că a comentat într-un clip pe YouTube cât de futut e jocul, cât de prost e făcut. E făcut și l-au banat. E dictator acolo. Și partea proastă e că ei nu au competiție pe piață. Au un joc minunat. Nu, e monopol, da. Da, și e monopol și își permite să facă ce vor. Și nu le pasă de nimic. PSA nu contează? Nu, e hipsteresc așa, mai e lumea care spune că FIFA e așa mai, nu știu, mai desenat. Un fel de Galactic Football versus fotbal normal. Știi Galactic Football? Hai, mai erau niște desene când eram mici. Da, erau niște desene când eram mici, nălea de cum săreau aia pe pări. Eu am avut PS4, am avut, mă. Primul joc de fotbal pe calculator, am avut PS4, care era mult peste FIFA, da, la nivel de grafică. Bă, dar la și momentul acum sunt toate. Era... Doar că îi recunoșteai pe jucători după fețe, ceea ce la FIFA nu se întâmpla, erau niște pătrate cu ochi. FIFA e spectaculos, FIFA e dinamic, e altceva, pe când PES-ul cum e mai realist,
e cam ca la fotbal normal. Eu prefer să mă uit la... Nu. Dar, dar nu știu, înțeleg, ca feeling... Prefer să trăiesc în da, lumea. Da, ai dreptate, așa e. Dacă îți place fotbalul și te uiți destul de mult la fotbal, e foarte greu să fii bun la FIFA. Că acolo trebuie doar să speculezi glitch-uri de joc și, da, și fazele din care dă gol. N-are nicio treabă. Bă, m-am uitat la 6 seara și altă seara. Ați Champions League? Da. A fost minunat. A fost, bă, e o competiție anul ăsta incredibilă. Și câștigă underdogii mereu. Și... Bă, ce poți să vrei mai mult? Ce poți să vrei mai mult? Da, din punct de vedere administrativ al celor de la Champions League, cred că și cam mănâncă mâinile. Adică nu cred că e foarte plăcut să câștigi underdogile. E spectaculos, mă. E spectaculos. Da, dar nu vrei să vezi Ajax, Manchester United, dar vrea să vezi PSG, Real Madrid. Da, ai dreptate. Asta zic. Ai și dreptate. Acolo cred că e ok, spectaculos, da. Spectaculos, dar fotul în gură noi. Avem miliarde băgate în competiția asta. Bă, dacă trece Liverpool săptămâna viitoare, mă doare în pulea, sincer, de orice altceva. Crezi că are șanse? Mamă, ajungem la rubrica, o să fie ca la Bill Burr, știi? Rubrica de sport acum. N-a fost niciodată. Oricum e spre final, cred că. Bă, nu, cred că nu o să se... Adică, îți deja am acceptat ideea că probabil nu o să se califice mai departe, că joacă la Bayern 0-0. Dar bine, ce mă, 0-0 un gol e bun în deplasare e bun. Da. Dar o să fie greu. O să fie greu că nici nu sunt în formă. Au avut 4 egaluri în ultimele 6 în campionat. Mm-hmm. E nasol. Și au căzut și de pe primul loc. Și au ieșit un pic din flow. Așa de mult. M-am mai văzut în comentarii că erau mai sunt niște băieți așa care sunt cu Liverpool sau împotrivă. Și așa că mergem să vedem meciuri, să nu știu ce. Dar eu mă uit așa mai mult de să mai văd ce fac. Mă uit la meciuri, dar nu bă, pasă sincer, atât de mult. Să știi că imaginea ta, investit, imaginea ta pare mult mai dedicată. Știu, decât, pentru că port tricourile alea. Da, da, păi exact. Nu-s, na. Da, e doar... A, tu n-ai o problemă, adică dacă accidental eu strimuie Liverpool la un dat, tu nici nu la... Mă doare în pulă. A, da? Nu, ca striga, că nu mă interesează. Încearcă să-ți ții cu Arsenal, să vezi atunci, dragi. Man, m-am uitat weekendul ăsta, am fost la Brașov weekendul ăsta și am prins un pic din repriza a doua, a jucat Arsenal cu Tottenham, a fost derby. Am văzut. Da, și de fiecare dată când mă hotărăsc să mă uit la un meci, trist, așa, foarte trist, foarte trist. Au egalat Tottenham din penalti și în minutul 92 a ratat Aubameyang penalti. Mm-hmm. Tu-s gura mă de babă. Bă, ai văzut că se introduc niște reguli noi de la anul în fotbalul universal, așa? Așa? Gen la penalti, când apără portarul nu poți să mai continui faza, ceea ce mi se pare foarte corect. Deci cum? Gen dacă apără portarul nu poate să vină la pe urmărire și să o bage în poartă. Nice, când ai apărat, nice. Gata, asta a fost. Și așa penaltiurile sunt mega nedrepte și mult prea... Și bă, s-au dat aseară niște penaltiuri să-mi bag acolo. S-au dat, ala la Roma astăzi, l-a dat... L-a dat pe ăla pe tragere de tricou, pe VR, da. Și după aia a fost unul și invers și ăla da. Nu s-a dat. Mi s-a părut că și pe ăla l-a agățat. Da, mm-hmm. Da, e pula mea și pe rău. Mă, da, e și pula mea pe așa care nu sunt. Bă, mi-am dat seama că am îmbătrânit. Aveți chestii de-astea de... Fac helioam de la 16 ani chestiile astea. Că îmbătrâniți? Mi-am luat un articol vestimentar. Mi-am achiziționat un articol vestimentar. Bă, numai asta pentru că ai spus asta, da. Tu ai păr cărunt așa? Nu ai? Da, am. Ai? Da, sunt foarte... Ai și păr cărunt, mai du-te-n pula. Da, și eu am început să am așa. Aveam câteva fire în vârful capului și câteva mustață, dar acum am început să am pe părți așa și e nasol. Cum e nasol, man? E sexy. În vreo 2 ani când o să fiu grizonat pe aici prin părți. Vai, sus, nu. Dar te arată mult, deci în turneu în somn te arată mult simt. George Clooney mânca mea pula. Mi-a luat chiar asta pe mine. Ce bătrânesc e. Păi l-am luat cu 50 de lei. Și pare, da. Pare. Și dar îmi place, îmi place stilul. De ce pare? Pare așa cum? mai de 50 de lei. Da, e mai Nike. What the fuck? E pula de unde Nike, l-ai luat, mă? Nike din Brașov, de la un caca de caca, un magazin de asta de haine, așa. Și sunt foarte mândru de achiziția asta. Eu când eram în liceu, era nebunia, adică voiam haine scumpe pentru că da? Căcat, era morțimații. Man, dacă n-am avut, adică am fost la am intrat în liceu și colegii mei se îmbrăcau și parcă voiam și eu haine scumpe. Și acum sunt atât de mândru când fac o achiziție de asta, e final, da. 50-40 de lei. Doamne, nu i-aș lua eticheta, numai ca să vadă oamenii ce combinație am găsit eu la 40. Mamă, ce bine că nu-i drece așa. Mie îmi plac foarte mult hainele, gen, dacă s-ar putea să n-aibă semne pe ele. Da, da. Mi-am da. Cumpărat două hanoraci acum și unul are, scrie aici, pula mea, ceva, dar unul l-am găsit așa foarte, foarte simplu. Mat. Și hanoracul meu preferat pe care l-aveam până acum, la fel, n-avea nicio, și l-aveam de la prietenul soră mea, care a rămas gen vechi așa.
dar eu, man, arată eu, bine. Eu vreau să ajung ca în laboratorul lui Dexter, știți, când deschidea el dulapul și avea numai... Da, așa vreau eu cu tricourile negre de la H&M. Bă, băiatule, au un atelier atât de bun, 25 de lei de H&M ouă, nu prea, negru. Mi se par prea, ce, mă, alea sunt prea elastice, prea... Păi și? Așa. Asta e ok păi să fie elastic? Păi și? Îmi sper că transpire altfel în ele, adică aș vrea să fie bumbacul altfel. Dar da, sunt de acord cu tricouri negre. Că tu ești așa stilul lui, că și lui avea, își punea 5 plovere la fel. Cred că mai mult de acolo am, pentru că mie mi s-a părut senzațional. Și pe labă tot așa? Da, ai văzut un vlog. Bă, ce da, mă. Puhaș. M-a luat valum vlog. De ce? Mi-a plăcut faza, a fost fain. Ce? Da, e când era H pe scenă și se uita Mitran la el. Dar și cadrul mișto făcut. Da, se uita la ecran acolo în green room și că trebuie să-l dai jos de pe scenă. Da. Da, drăguț. Da, mă. Am îmbătrânit. Asta. Cât e timpul, mă? Nu știu. Scrie aici, avem timer aici. Da. Mă sună cineva ce? Dar nu, man, n-avem mult. Nu, știu că n-avem mult. Bă, noi nici măcar n-am dat record. Ba da, mă. Sus. E scris cu roșu. 35-35. Ce prost. N-am dat record. Bă, știi ce mă gândeam zilele astea? Eu am dat follow pe Instagram la mai multe caricaturi așa, nu neapărat în area mea de interes, doar ca să nu mai văd aceleași chestii. Să mai varieze. Da. Mm-hmm. Și am dat follow la NASA. Da, și eu am follow la NASA. Și pun poze cu galaxii din astea de la Mama Draco. Și arată, bă, arată incredibil, gen incredibil în sensul propriu a cuvântului incredibil. Aha. Și era o poză cu o galaxie la nu știu câte milioane de ani lumină distanță și zicea că și chestia aia, nu știu ce, nori de gaz, arăta super fain, așa, ca o flamă. Da, imaginez. Că are greutatea de, are masa de 50 de milioane de ori mai mare decât Soarele. Nu, cum să înțelegi asta? Da, cum să percepi căcatul ăsta? Că eu mă uit pentru mine, cât văd sus, e maxim. Nu mi înțelege creierul ăsta și îmi dau seama că, bă, sunt, cred că, câteva mii de oameni care poate să înțeleagă lucrurile astea. Da. Și noi suntem niște fiermi în pula mea. Nu... A, dar e oribil. Când intri într-un film din ăsta de realizezi cât e de nesemnificativ, îți pare că ajungi într-un wormhole în care poți să sapi până când chiar te simți de spui triangul. Bă, de ce se intri, bă, într-un film? Adică, mi se pare că... Vai, intru foarte des. Nu, eu m-am dus în partea aia, da. Că n-are rost. Nu am timp să înțeleg lucrurile astea și mă axez pe ce. Da, mă, dar curios. Asta mi se pare că depinde mai și de nivelul de curiozitate. Mi se pare fascinant. Păi da, mă, dar eu sunt, da, e clar nivelul de curiozitate. Sunt niște oameni interesați în aia care se ocupă de treaba lor și eu sunt interesat să, eu, rolul meu în lumea asta e să îi ajut pe oamenii ăia să se simtă bine, să poată să-și vadă de. Ah, păi bine, mă. Fiecare da, e treaba lui. Uite, e o fobie, nici n-am știut care nume. Era ceva de genul top fobii. Am văzut la un dat un asta o poză cu top fobii care nu știi ca un nume și pe care le au foarte mulți oameni. Da. Și una dintre ele, nu le mai știu numele, dar una dintre ele care mi s-a părut foarte interesantă e fobia de faptul că o să mor și nu o să realizez cum arată lumea peste 100-200 de ani. Fuck hell, eu trăiesc asta zilnic. Vorbesc foarte serios. Da, și mi-e așa ciudă. Man, adică e vorba de și asta cu galaxia și că te consider... Nu te interesează pentru că nu te afectează, bă. Și n-are de ce să te intereseze. Dar e vorba și plus că, adică... curiozitate, mă, e așa o chestie. Bă, toate, mă, așa, la ce dracu mai avea curiozități? Avem asta cu... Mi-ar plăcea să știm, n-are cum, îți place să știi. Dar nu... N-ai timp de toate, nu? Dacă te axezi pe o chestie, să o faci cât mai bine, na, dacă îți dai seama că interesul tău e într-o parte, să-ți faci cât mai bine treaba ta și cam aia e tot. Păi nu da, poți să afli tot. Pe mine nu m-ar sta cu nimic să știu cât e masa gazului respectiv. Nu masa gazului, ci însă pot... Pentru mine e doar o poză treaba aia. Exact. Eu nu pot să... Și apropo, nu știu dacă e adevărată sau nu, poate să fie Photoshop. Mă enervează asta, dar nu, eu am încredere în oamenii mai deștepți ca mine, am încredere. Da, mă, dar tu crezi că NASA nu face fake-uri? Normal, NASA ne ascunde că pământul e plat. Nu. Eu dacă am încredere într-un om mai deștept ca mine și el are încredere într-un om mai deștept ca el și tot așa, eu de asta am încredere în NASA. Bă, așa se propagă minciunile, mă.
că nimeni, că nimeni nu vrea să le verifice. Eu mai, toată lumea are încredere în altul, adică crede că l-a verificat-o ăla și ăla crede că a verificat-o ăla. Eu și... înțeleg și asta, înțeleg filozofia asta de teoria conspirației, dar aleg, o aleg pe cealaltă. Cred în, bună, în partea bună a oamenilor. Bă, doar o clipă. Eu v-am mai recomandat vouă și a dat cineva share pe grupul de la cine știe ce. La un tip, Alin Cătălin îl cheamă. E mega religios, îl urmăresc pe el de vreun an jumate. E, și face meme-uri religioase care fucking hell, bă, băiatule. E nivelul ăla de cringe, de se strânge carnea pe tine. Și foarte multă lume zice că e troll. În premieră nu e troll. Chiar l-ai nu cunoscut? E troll. E nu, e la, bă, de un an jumate se face așa ceva, a avut la conturi banate și bla bla. Dar cum scrii? E o chestie care pare pe granița de troll. Dacă îl urmărești de suficient de mult timp, realizezi că nu e. Bă, și e uluitor, e la granița aia în care or, acum are cu NASA și Pământul plat, spre exemplu. Dar frate, are din alea meme-uri alea atât de stereotip, e fascinant să-l căutați pe Alin Cătălin neapărat dacă vreți să vedeți ce înseamnă adevărat un nivel de cringe. E uluitor. Și meme-urile astea religioase, și care e marea problemă cu ele? Că paradoxal, adică tu spui de restul oamenilor că-s de căcat, dar asta e și nașpa pentru, tu dacă ești religios că-l dezamăgești pe Dumnezeu, că tu de ce nu ierți, da, știi? Da, da, da. Și e foarte că el spune la fel că Grecia acum un an, asta e una dintre meme-urile pe care mi le amintesc, Grecia acum un an și arăta o paradă Pride, gay, da. Da. Și Grecia acum și arăta păduri care au ars, da? Și era asta face Dumnezeu, ceea ce din nou e foarte debatable. Mamă, e așa un paradox de religia dacă stai să o privești la un nivel relativ superficial. No. Că la chestia asta, dacă Dumnezeu e bun, de ce trimite oamenii în iad și whatever? Adică totul se vârte într-un... Mi se pare... Na. E orice religie, gen dacă pui toate religiile, dacă le suprapui și iei chestiile în comun, alea-s bune. După aia cu ce se diferențiază, acolo se mântă. Bă, oamenii sunt de căcamă. Da, oamenii care au prelucrat... Îți niște idei din astea de bază în filozofia. Ați văzut documentarul Zeitgeist? Nu. Bă, nu l-am văzut, decât mă țin de vreo mult timp să văd. Mamă, deci când compară vreo 130 de religii și punctele comune sunt la modul de du-te, pula mea, cum pot să fie la fel, dar spuse altfel? Da, e cam de pe aia se bazează. Și ce mai mult mă deranjează la chestia asta, nu cred că m-ar deranja băiatul Alin Cătălin și toți oamenii care sunt de acord și zic, da fratele, ai zis, mă, așa e, bă. Da. Ăia sunt și, și are și watermark cu fața lui libidinoasă pusă pe poze, coaie. A, serios? El e foarte mândru. El se expune la modul ăsta? Da, clar, nu e troll. Și mamă, nu știu, sunt foarte multe meme-uri, nu m-am apucat acum să mai zic de ele. Dar ce voiam să zic iară, bă, dacă e ceva de apreciat la Biblie și la toate cărțile astea foarte vechi, e faptul că clar sunt scrise de oameni foarte deștepți, pentru că să ai un limbaj atât de obscur și abstract care să funcționeze mii de ani, asta e o artă, asta chiar e ceva făcut de... Și acum 2000 de ani oamenii erau foarte proști. Păi aia e, da, exact. Dar să ai chestii în care deodată ajungi, dacă citești un pasaj din Biblie, sunt oameni care spun că a anticipat 9-11 în pula mea, adică la modul ăla să vorbești de aberant, de abstract, fascinant. Adică pe mine chestia asta mă fascinează. Bă, pe de altă parte, cred că prima oară când au venit oameni și le-au zis la preot, bă, mâncați căcat, ei au zis la modul, bă, e interpretabil. Și de acolo toată lumea a început să interpreteze cum au vrut ei. Și așa, pașii până la apocalipsă și tot apar din ăștia, o să ajungi să ai toată avuția la mână și pentru că acum există un chip. Că timpul mea, dar de ce zice că o să ajungi să ai toată avuția la mână? Totul e interpretabil, ceea ce e fucking hell. Adică eu înțeleg de ce unor oameni religia le-o dă așa nașpa, le-o dă cu delir din ăsta de a ajung să fie... Serios că înțeleg, pentru că efectiv, dacă te prinde într-un moment vulnerabil, indiferent cine ești tu, uite cum am fost eu cu Peter Ansers. Păi căcat, da. Dar tu în ce moment vulnerabil erai în plana mea, că aveai 13 ani sau aici ceva? Aici nu era moment vulnerabil, era vorba despre dovezi. Era, dovezi da, clare, palpabile. Exact, da. Tu încă nu înțelesese cum funcționează cibernetica la momentul ăla, ca să-ți dai seama. Mama, am povestit lui Sorin, știu că voi ați râs și știu că e o poveste funny. Am povestit lui Sorin asta cu Peter Ansers când eram în Green Room. Sorin mi-a zis ce prost erai când erai mic. Nici măcar n-a zâmbit nimic și am fost, Jesus Christ. Bă, eu cred că înainte să ader la un curent, la o mișcare, la ceva, trebuie să pună un prag de vârstă, frate.
La momentul, ok, ai 22 de ani, aici poți să-ți alegi. Vrei să fii creștin sau nu, vrei să fii feministă sau nu. Sau... Majoritatea oamenilor îi lucrez de foarte mici, de că nu știu ce e în capul lor. Păi așa este, pe păi și nu e corect. De asta ești botezat la naștere în pula mea. Dacă ar exista o lege din asta, s-ar ajunge la crucia de, cred că, în secunda 2 după ce s-a dat legea. Bă, nu, s-ar ajunge la un stat normal, mi se pare, dar ce se întâmplă în... Marea Britanie, de exemplu, sau multe state în care majoritatea populației se declară atee sau pula mea, nu crede, nu are nicio religie. Că dacă la noi e statul ortodox în definiție aproape... În Constituție, dacă nu mă știu. E, oare? Nu mai știu asta. Probabil, se poate să fie, dar nu cred. Că e libertatea, da, n-are cum. Dar asta nu, că, nu, dacă nu ești botezat la naștere... Dar s-ar putea, nu știu. Asta ține de religia ta, nu de stat. Că sunt oameni să nasc în România și nu-s botezat. Uite, H nu e botezat la naștere. Bă, nu știu, dar zic de ortodoxi. De biserica ortodoxă. Te ia în parohie de la început. Mm-hmm. Te are acolo. Și după aia e munca ta, într-un fel, să ieși din... De unde te îndoctrinează ei. Îndoctrinează, mult spus. Dar e foarte ciudat, de ce? Te îndrumă așa, să fii într-un anumit fel. Da. Structural greșit. De ce, dacă trăiești cu frică și căință față de Dumnezeu, vei izbăvi, whatever? Bă, de ce e promovată frica? Bă, la un moment față dat, de un, la un moment dat, corp celest? Asta funcționa, cum spuneați voi la început, că la început oamenii erau proști. Acum 2000 de ani nu puteai să le comunici niște idei bune prin niște căi, gen să-i adunci, să le explici așa niște concepte. Trebuia să le zici ușor. Bă, trebuie să nu vă omorâți între voi, pentru că vă e frică de Dumnezeu. Și ei nu se mai omorau. Aduceau într-un fel ideea de pace, de iubire a propriului pula mea în viața oamenilor. Acum s-a schimbat cu totul, dar paradigma lor a rămas la fel, nu a evoluat odată cu omenirea. Mamă, pe mine mă deranjează chestia asta, am sindromul ăsta al turmei. Eu am senzația că încet încet religia dispare, ceea ce nu e nimic mai fals de atâta. Strict pentru grupurile în care mă îmbârd. Da. Și am realizat, cel mai puternic am realizat chestia asta, eu până acum vreo 4 ani mă uitam în disperare la fotbal. Eu nu mă uit la fotbal și acum am senzația că au început să scadă ratingurile la fotbal. Și de asta, la fel cu muzica populară, am senzația că nimeni nu se mai naște acum să cânte muzică populară. Mi se pare fantastic, mă uit la televizor și sunt invitați oameni de 22, 25, 26 de ani care sunt interpreți de muzică populară. Pentru cine? Că în 10 ani vă moare tot publicul. Da, și ce adevărat. Voi ce morți? Da? Da, petrece, pentru muzică de petrecere și alte chestii. Cred că este un trend totuși, cred că au scăzut totuși astea. A, sigur. Nu cred, gen, dacă te uiți la ratingurile pentru fotbalul din România, eu cred că au scăzut. Sigur. Da? Da. Am și eu. Gen, noi suntem 3 din ăia care se uită la fotbal și acum nu se mai uită. Da. E prea mic. Da. De șantion. E. Nu știu, trebuie. Trebuie limită. Vreau să mă uit, văd, bă, fete de 14, 15, 16 ani, feministe sau euros bărbați sau ce morții mătii știi tu despre viață la 16 ani? Câte dezamăgire ai avut Mare tu de despre... Uite, eu ce nu sunt de acord. Dacă, bă, îți vine să dacă e un om, dacă e un om care crede că știe totul despre viață, e animalul de la 16 ani. Animal, exact, deci vorbesc foarte serios. Bă, eu la 16 ani eram. Știam că știu tot. Mult mai arogant decât, da. Că nu ajungi, abia după ce trăiești niște lucruri, îți dai seama că nu le știi așa cum ți le imaginai tu. Dar atunci când nu, abia ai realizat că ai o minte a ta, da. Și ești așa, orice ți se pare tu că, orice crezi, se pare că e realitatea. Așa este, da. Totul se învârte în jurul tău. După mai târziu când cunoști niște oameni, Bine boss, bravo, să-ți bagi până. Abia atunci realizez că nu e așa. Că ajuns să vezi niște oameni care știu foarte mult în căcaturi. Mamă, uite, eu aveam boala pe la 16 ani cu filmele. Iubeam să mă uit la filme. După ce am mai crescut și am realizat că vorbesc cu niște oameni despre filme care știu o mie de căcaturi și o pierd rând și pierd vocea și nu vreau, eu nu mai am părere despre filme, mă uit pentru mine și gata. Nu mai zic eu ce mișto a fost regit, bă, cum a făcut-o pe aia. De unde pula mea, că eu mă uitam la filme pentru că îmi plăcea ideea ca să știu despre filme. Nu neapărat că îmi plăceau filme, îmi plăceau și filmele încă, dar mă uitam la ele, începeam să mă uit la ele fix pentru chestia asta. Mă uit la el ca să dobândesc ceva. Îmi plăcea, nu-mi plăcea pula mea, știam despre el. Dar acum nu mai fac. E o cultură generală. Uite, inclusiv căcatul ăsta. Eu n-am realizat
înainte să facem podcast, faptul că pare totul de-a gata, dar inclusiv la modul sunet cu video. Ceea ce e total fals, asta e băgat într-un editor ca să se sincronizeze. Că noi avem sunetul ăsta, nu are nicio treabă cu camera, dar așa prima dată când vezi o cameră de filmează, cum ai telefon și alte chestii, ai senzația că da, frate, ăla e sunetul. Nu e așa. Bă, și sunetul e cel puțin 50% dintr-un video. E cu cât, că imaginea cu 50%. Cât? Nu. Păi asta zic că cred că sunetul e mai important decât imaginea de foarte multe ori și cu cât lucrez mai mult pe încercând să fac video de calitate mai bună, cu atât apreciez mai mult munca sunetiștilor și cât de important e sunet într-o chestie. Că dacă vezi, de exemplu, că trece un autobuz sau o chestie din asta și doar vezi imaginea și dacă pui sunetul ăla de cum trece peste șinile de tramvai sau ceva, un zdrongănit sau ceva, sau, bă, îți dă senzația de realitate altfel decât... Da, plus că poți să te uiți la, adică, mai degrabă aș... dacă am un clip cu imagine proastă și sunet bun, pot să-l pun în bară, pot să-l ascult. Dacă am un clip cu imagine bună, dar sunet prost, la ce morți? Mă uit ca să mă bucur de culori, exact. Mai bine mă uit la poze de la NASA. Și așa, măi, și așa și cu religia. Și religia, dacă stai să gândești așa, înseamnă că toți oamenii, majoritatea, sunt adolescenți încă. 40-50 de ani, super creștini, sunt adolescenți. Dacă au impresia că ceea ce știu ei sunt adevărat și nu au interacționat cu oameni care să le... Adică, că ei poate au interacționat, dar oar și la modul super pueril, la modul marș în pula mea, că e cum zic eu. Da, mă, și asta e o chestie cu care o să ne acomodăm și noi cu timpul, așa? Asta să realizezi că nu e în puterea ta să schimbi lumea sau pula mea. Dar Stanhope avea gluma asta, că el făcea stand-up crezând că schimbă lumea. Și că când încă e problemă cu suprapopularea, de a rezolvat asta în 2001. Da, exact, mă. Da, mă. Nu... Bă, na, îți vezi de treaba ta și sper la ce e mai bine. Da, mă, ideea e să te relaxezi, bă. Bă, l-ai Scărlătescu? Șef? Nu e. Ar putea fi. Bă, o legăm de gard? Nu ziceam că e de ajuns pe ziua de azi? Da. Da? Trebuie să mă mai duc să mai muncesc eu pentru patron. Ia zi, bună, s-a fost vlogul, like, share și subscribe. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, pentru că asta contează foarte mult pentru noi. Așa că vă așteptăm și data viitoare, în fiecare luni și vineri. De asemenea, miercuri avem un vlog, plus încă o surpriză pe care o să facă minunatul Virgil foarte curând. Și pe 19 la The Full, la ora 8, avem al doilea show niște oameni. Da, o să fim mai amuzați decât la podcast. Hai, o să rupem. Stai, asta, al doilea show deja sună arogant, la modul că primul deja e sold out și l-avem pe al doilea. Nu, e al doilea oamenii, în total în viața știu. Noastră. Bă, oamenii știu, mă. Și... ce mai... A, și-a făcut fluierarul, mă. Outro-ul ăla de o să-l pun acum. Ăla cu subscribe. Bă, da, outro... Shout out to fluierarul. E mult prea minunat. Apasă și pe ăla. Asta? Da. Subscribe!